Vestea nopții despre Vladimir Putin Mircea Badea a făcut anunțul în direct, va mur la un moment dat. Mircea Badea a vorbit în această seară despre moartea lui Vladimir Putin și despre mobilizarea Rusiei. Să ne pregătim psihic pentru tot ce poate fi mai rău, a spus prezentatorul TV. Mircea Badea a comentat evoluția războiului din Ucraina și disponibilitatea Rusiei de a trimite 100.000 de recruți pe frontul de luptă. Din punctul său de vedere, tinerii recrutați nu sunt carne de tun, nu sunt victime, ci sunt simpli militari. Carne de tun sună așa ca și cum rușii ar fi victime. Nu mi se pare. Adică eu nu percep deloc în paradigma asta. Nu mi se pare că rușii sunt carne de tun. Mi se pare că sunt niște militari, sigur agresori, dar militari. Nu mi se par carne de tun pentru că văd ce au provocat. Mi-e greu să mă uit la ei ca la carne de tun când am văzut ce au făcut din Danbas, practic l-au pus la pământ. Deci e o capacitate de foc uriașă. Eu nu vreau să mă păcălsc, adică să-mi fur singur căciula, nu-mi folosește la absolut nimic. Vladimir, Putin nu moare curând. De murit, va mur la un moment dat, cum să vârșim toți. Vorba bunicii Teotrandafir, a murit el, țarul Rusiei. Deci va muri el Vladimir Putin, dar nu acum.